Atunci când achiziționați un produs, citiți cu atenție eticheta. Problema este însă că multe dintre produsele aflate la vânzare nu au traduse în limba română aceste informații. Asta au constatat și comisarii de la Protecția Consumatorilor Dâmbovița, în urma controalelor efectuate, motiv pentru care au aplicat numeroase amenzi. Luna trecută, Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Dâmbovița a organizat controle în rândul operatorilor economici din domenii diverse de activitate. Vânzarea florilor, comercializarea produselor lactate, dar și a produselor în farmacii, pe baza cardului de fidelitate, au beneficiat de atenția comisarilor dâmbovițeni. Au fost întocmite peste 160 documente de control, fiind aplicate 86 de amenzi. Operatorii economici au plătit până acum suma de 30.000 de lei. În urma controalelor au fost întocmite 163 de documente, și anume 16 procese verbale de constatare, 112 procese verbale de constatare a contravenției, din care 86 cu amenzi. Au fost încasate amenzi contravenționale în valoare de 29.600 lei. Lipsa elementelor de etichetare, neafișarea programului de funcționare, a denumirii unității, neafișarea tarifelor, prețurilor de vânzare și a prețului pe unitatea de măsură sunt numai câteva dintre abaterile constatate de Protecția Consumatorilor Dâmbovița în cadrul verificărilor efectuate. Problema este că, în continuare, comercianții expun la vânzare produse expirate.